Păi, dai pe cine, n-ai cu cine să votez. Și... Ce vi se pare că s-a schimbat de la Revoluție și până acum? Nimic. Mai rău. Cam nimic. Nimic. Înspre cine v-ați îndrepta? În cine mai credeți astăzi, din cei care candidează la președinție? Nimeni. Și nici nu... Nu știu cum să zic, nu. O să mergeți la vot? O să merg, dar... O să anulez tot. Ziua în care ne vom alege președintele țării se apropie cu pași repezi. Majoritatea timișorenilor sunt tot mai dezamăgiți de modul în care s-a transformat țara noastră de la Revoluție și până în prezent. Unii chiar nu mai au nicio speranță. Dacă ar fi să descrieți președintele ideal, cum ar trebui să fie acesta? Ce caracteristici? Să gândească cu oamenii, în primul rând, și să gândească să facă pentru oameni exact cum e el om. Și gândește cum fac pentru mine, așa trebuie să fac și pentru restul lumii. Restul României. Altfel nu văd. Dacă el nu se gândește la el, nu văd la nici restul. Trebuie să gândească exact cum gândește acasă pentru el, așa trebuie să gândească și la restul oamenilor, ca să trăiască mai bine. Există vreun om care să se apropie măcar de cerințele dumneavoastră în momentul acesta? Nu știu, dar nu cred. Te-am văzut pe toți și cam nu știu ce să cred. Nu pot. Aici nu pot să dau un răspuns, nu cred. E foarte greu. Tot încercăm, de ani de zile, de la Revoluție, tot încearcă ceva, dar sperăm odată că va veni să fie bine, gândesc. Timișorenii au mai multe puncte importante pentru ei pe care ar vrea ca noul președinte să le bifeze neapărat pentru a-i acorda votul. Noul președinte care va fi trebuie să ne mărească pensiile, în primul rând. Eu lucrat la mijlocul de transport în comun. Am o pensie foarte mică și am lucrat, nu, da? Și să mai educă lumea asta, că e needucată, mulți sunt needucați, mulți nu vor să muncească și asta e, cam atât. Iohannis a încercat, a avut chiar acel program, România Educată, i-a ieșit, nu i-a ieșit? A, păi nu știu dacă i-a ieșit lui Iohannis, dar mie mi-a plăcut de Iohannis, deci a fost un om la locul lui, n-am avut probleme. Și mulți l-au simpatizat. Majoritatea timișorenilor își vor copiii plecați în străinătate înapoi, vor salarii și pensii decente și să poată trăi fără grija zilei de mâine.